În urmă cu doar câteva zile, Rareș Ciciovan anunța, tare și clar, că relația sa cu Georgiana Lobon s a ajuns la final. După această destăinuire, a apărut ipoteza conform căreia interpreta ar avea o relație cu Armin Nicoară, finul său. Fanii nu știu ce să mai creadă pentru că artista s-a afișat cu soțul în concediu de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca urmare, internauții au început să o critique pe cântăreață. În timpul în care fanii se gândeau la cum se va face partajul dintre cei doi și la cine vor rămâne copiii. Georgiana Lobonț a plecat în Maldive, alături de soț. Mai mult de atât, a anunțat pe rețelele de socializare că data viitoare vor alege altă insulă. Ca urmare, nu pare să fie vorba de niciun divorț între cântăreață și partenerul ei. Gata vacanța. Începem treaba foarte curând. O să anunț toate concertele noastre cu publicul atât din diaspora, cât și din țară. Data viitoare vom sta și pe altă insulă, a spus artista pe Instagram, simțindu-se trădați. Fanii au reproșat artistei că i-a mințit și le-a trădat încrederea. Mulți sunt cei care i-au lăsat comentarii neașteptate la postarea pe Instagram.